Inspectoratul de poliție al județului Argeș a făcut publice imaginile în care un tânăr care se afla cu alți trei prieteni a agresat o adolescentă în vârstă de 17 ani într-un autobuz din Pitești. Agresorul și el, în vârstă de 17 ani, a atins-o pe fată în zonele intime, iar aceasta a făcut plângere împotriva celui care a agresat-o. În declarația fetei, aceasta a specificat faptul că în același autobuz, care se deplasa pe ruta centru spre cartierul Craiovei, o a doua fată a fost agresată de aceleași persoane în aceleași împrejurări. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești transmit un apel public prin care solicită celei de-a doua tinere, posibil având calitatea de persoană vătămată, să se prezinte la sediul Poliției Municipiului Pitești în vederea clarificării situației de fapt în legătură cu aspectele ce fac obiectul cercetărilor în această cauză penală. Tânăra în cauză sau persoanele care pot da relații cu privire la tânăra la care se face referire sunt rugate să contacteze polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești, Biroul de Investigații Criminale Pitești la numărul de telefon 0248 607 009